Recent, la Spitalul Judățean de Urgență Baia Mare s-a efectuat o operație de mare amploare. Unei fetițe de 15 ani s-au extirpat în același timp operator două tumori osoase de la ambele oase ale gambei, procedură ce a necesitat o tehnică de reconstrucție osoasă complicată pentru a pregăti membrul inferior în vederea mersului. Potrivit medicilor, intervenția s-a desfășurat în condiții medicale și tehnice de înaltă clasă, ceea ce a dus la rezultate clinice și radiologice foarte bune. Potrivit managerului Alexandru Oros la Spitalul Județean de urgență Dr. Constantin și Baia Mare, sănătatea copiilor este prioritatea principală. Echipa medicală realizează integrarea tuturor datelor medicale obținute în urma consultațiilor și a investigațiilor recomandate, cu scopul de a oferi o rezoluție asupra cazurilor medicale cât mai curând posibil.